Salut, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. S-a schimbat anotimpul. Dă căldura, dă soarele, vine cheful de ducă, vine cheful de drumeții. Am început să ne facem planuri pentru anul ăsta, pentru vară, pentru weekenduri, să vedem pe unde și cum să ieșim. Și mi-am adus aminte unde a fost anul trecut, de 15 august, Sfânta Mărie. Și am zis să vă împărtășesc și vouă locația, că poate vă face cu ochiul și vouă. Așa că am ajuns, dintr-o foarte mare întâmplare, la Slănic, Moldova. Am ajuns relativ bine. Drumul de acces până la Slănic, Moldova a fost un pic mai greu pentru că trecuse o mare inundație pe acolo și am luat drumul. Stațiunea este chiar fain poziționată, într-o vale, acolo între niște munți. Fain de tot. Am ajuns la un hotel, mi-a plăcut și cum era poziționat, se vedea și stațiunea. Din păcate, era un weekend ăsta prelungit, cu muzică live. Acum, oamenii ce să facă? Să se distreze. Ținea muzica aia undeva până pe la 2-3 noaptea, dar, cum ziceau și ei, o viață avem, doar nu am venit să dormim aici, nu? De activități, trecuse și săptămâna filmului românesc, vine și fanfara acolo în parc. Ziua și peste zi și seara. Sunt activități faine. Au și niște clădiri care mi-au adus așa un pic aminte de Sinaia, ca arhitectură. Restaurante, că am încercat 2-3, nu am dat rateu la niciunul. Mâncare românească, mâncare moldovenească. Din stațiune se pot face două trasee. Traseul de la 300 de scări, care eu cred că la momentele lui de glorie erau 300 de scări frumoase. Din păcate, drumeția este un pic sterilă din punctul meu de vedere, pentru că o faci, te bucuri de natură, dar în afară de gunoaiele celor care arunc pe acolo, nu prea ai ce să admiri. Îmi pare foarte rău, dar dacă tot mergem cu sticluța sau dacă mergem cu folia sau cu punga și e plină, de ce nu putem căra înapoi goală? Seara poți să stai în parc ca să te bucuri de activitățile de acolo, sau te plimbi pe la cele, nu știu, 16-17 izvoare care sunt foarte bune pentru nu știu ce afecțiuni. Am încercat una singură, este o apă clocită din punctul meu de vedere, da, sulfuroasă, pardon, nu este pentru tratamentul meu. Mai este un traseu care pleacă din centrul stațiunii din parc și merge undeva urși muntele și vii pe pârtia de schi, cobori. La fel, foarte, foarte puțină lume, traseu destul de neamenajat, undeva la o treime din traseu este un punct de belvedere asupra stațiunii. Dar pe traseu, absolut nimic amenajat. Am ajuns sus acolo la pârtia de schi. Dragii mei, nu om fi nemți, cum zic cei de la Rompetrol, niciodată, nici austrieci, ca să punem în valoare muntele cum îl pun austriecii. Dar să stea ditama instalația în plină vară degeaba să ruginească, mi se pare trist. De ce nu s-ar putea întreprinde niște activități acolo sus pentru copii? Puneți un loc de joacă sau puneți ceva acolo care să atragă lumea. Dați drumul la cap, luați banii la oameni. Faceți să simtă bine, să meargă, să se plimbe, să coboare de acolo dacă nu urcă, nu? Și atunci spune în valoare un pic zona și vara, că e moartă, e moartă. Nu știu dacă am văzut 5 persoane pe tot traseul. Păcat de munți și de zona respectivă. Una peste alta, ca și concluzie, merită un weekend sau 2-3 zile la Slănic, Moldova, să te bucuri de vreme, să te bucuri de apă sulfuroasă, de 2-3 drumeții pe acolo și de un pic de recreere în centrul stațiunii.
Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, abonați-vă pentru următoarele postări și nu pot decât să vă doresc zile minunate și Doamne ajută! Ciao, pa!